Dorul de țară este un sentiment bine cunoscut milioanelor de români care trăiesc în diaspora. În fiecare august, în mod tradițional, mulți veneau acasă, însă pandemia i-a ținut doi ani departe de cei dragi. Acum este din nou vremea reuniunilor emoționante dintre părinți și copii sau bunici și nepoți conform Observator News, Edi s-a născut în Belgia, dar inima lui este în România. Acum doi ani a plecat din casa bunicilor cu gândul că se vor revedea curând peste câteva luni. A venit însă pandemia care le-a adus un gol în inimă și au auzit doar glasurile la telefon. După doi ani, revederea a fost dulce amăruie. Fericirea întâlnirii e mereu umbrită de gândul despărțirii. Sunt 20 de ani deja de când cei doi bunici își văd nepoții, fica și ginerele doar în vacanțe. Sacrificiul pentru un trai mai bun îl vede de, de fiecare dată când privește în ochii lui Florin, fiul cel mare. Tatăl zâmbește amar când bunicii depănează amintiri cărora lor ca părinții le lipsesc. Au trecut ani și familia a trebuit să privească realitatea în față. În România nu se mai întorc, așa că și-au adus băiatul la Bruxelles. Cel de-al doilea copil, Eddie, s-a născut acolo, dar legătura lui cu România e magică. Când vine la Bosanci se duce direct la bunici. Ca bunicii lui Eduard trăiesc milioane de bunici din România topiți de dor. 200.000 de români imigrează anual. De la intrarea României în Uniunea Europeană, peste 10 milioane de români s-au mutat în alte Țări. Doar sirienii au fugit într-un număr atât de mare din țara lor și ei au fost vâniți de război, relatează observator news.ro.